Cel mai grav dintre cele două cazuri care s-au petrecut azi este cel pe traseul Babele Peștera, mai sus în zona apropiată de cabana Babele, mai sus de Săritoare. În acea zonă, datorită altitudinii, stratul de zăpadă atinge undeva jumătate de metru. Am intervenit cu SSV-ul de îndotare, am ajuns aproape de victimă, până unde am putut înainta, după care am mers pe jos. Am imobilizat victima, i-am acordat primul ajutor, am pus-o în targă, am transportat-o pe o zonă de un kilometru, o zonă de abrupt cu echipamentul specific, după care am ajuns la SSV, de unde a fost adus la sediul nostru. Deci pentru toți turiștii care urcă în zona montană a județului Dâmbovița, deci mai precis pe Valea Ialomiței, le sugerăm să treacă pe la Refugiul Salvamont pentru detalii. Foarte mulți turiști în ziua de astăzi au urcat spre vârful Omu, câțiva i-am întors pentru că nu erau echipați corespunzător, iar pentru cei care au mers pe traseul Babele Peștera, am acordat ascensiunea Salvamont. Recomandăm turiștilor care vin în zona noastră să apeleze la informații la Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, situat lângă telecabina Peștera, iar la telefon 0726 686 685.